Muzica Răsună este denumirea piesei și a videoclipului cu care recent s-a lansat tânăra interpretă Diana Stoică. A urcat pentru prima oară pe scenă la vârsta de 8 ani și mărturisește că i-au plăcut emoțiile și publicul încă de pe atunci. Acum Diana are 19 ani, multe vise și planuri. Diana, felicitări cu lansarea primei piese și vrem să ne povestești mai multe despre colaborarea ta cu Căpșor. Totul a început de la o simplă idee. De fapt, nu credeam că Marino să fie de acord cu ideea mea. Eu i-am propus ca să facem un proiect împreună. El a fost de acord din prima. Pe atunci era plecat din țară, l-am așteptat undeva cam o lună. A venit în țară, ne-am văzut. Mi-a propus această piesă, acest demo, a zis că l-are pregătit și crede că o să meargă mie de minune. După care am început să lucrăm asupra lui, să-i spun eu ce vreau să fie la mine în piesă și cam ideile noastre coincideau. Instrumentele care vroiam eu să fie prezente în piesă, el chiar le-a pus și astfel s-a început colaborarea noastră. Ce studii muzicale ai? Am făcut școala de arte din satul Crugul, Craionul, Creuleni. Am studiat pianul 5 ani de zile și am fost solista ansamblului Mugurașii, în acel sat. Am mai făcut aici în oraș încă 3 ani. Am fost solista ansamblului vocal Tinerețe Floare, conducător Marcel Stoian. Și în cadrul acestui centru pentru copii am activat ca solistă, cum am spus, și am participat la mai multe concursuri, festivaluri, concerte. Știm că prima ta experiență de a cânta pe scenă a fost la vârsta de 8 ani și ai cântat la fel o muzică în stil popular. Povestește-ne cum a fost. A fost o experiență foarte frumoasă, foarte plăcută. Eram destul de dezghețată, dacă sincer, normal că erau emoții, eram roșie toată. Am cântat, da, o piesă populară în spate cu o orchestră destul de mare, cu un auditoriu la fel de mărișor și am fost foarte bine. Ați lansat piesa împreună cu un videoclip. Care au fost primele feedback-uri de la oamenii necunoscuți, dar și de la cei apropiați? Din partea persoanelor mele apropiate am avut doar păreri pozitive, au fost foarte fericiți. Părinții nici nu mai spun, au așteptat foarte mult acest produs pentru că și-am lucrat foarte mult, câteva luni de zile. Dar și cei care nu mă cunosc la fel au primit această piesă ca și videoclipul. Am primit doar păreri bune, comentarii foarte bune, succese, vor noi colaborări. Da, nu spun, sunt și critici, pentru că, normal, nu pot să placi fiecărui om, dar cele pozitive le inundă pe cele negative. Cum te-ai simțit pe platou de filmare? Pentru că aici, cu siguranță, a fost prima ta experiență. Da, înainte de a începe filmările, credeam că nu o să fac față, că nu prea am cochetat până acum cu camerele de luat vedere, că o să am foarte mari emoții, că nu o să mă descurc, dar, dacă sincer, mi-a fost foarte ușor. Dublele mele, unde eu am fost în filmări, au mers destul de bine, ok, adică nu erau repetări foarte multe. Mă simțeam foarte bine, dacă sincer, și îmi place foarte mult să mă uit în cameră și ea la mine. Ce urmează să lansați după această primă piesă? Nu știu exact, nu pot să vorbesc acum despre următorul hit pe care îl vom scoate, dar cred că voi merge totuși pe această undă, un fel de pop combinată cu popular sau etno-folcloric, ceva de genul.
De ce ai ales să te lansezi cu o piesă în stil popular? Ți se potrivește mai bine sau te regăsești mai mult în acest stil? Și este aproape de mine și mi se potrivește. De fapt, nu am crezut că o să merg mai departe cu acest stil de muzică, pentru că până acum, pe la concursuri, eram obișnuită să cânt piese mai complicate, mai în terță și pop, de asta mai românești, Oana Sârb, ca de exemplu Laura Stoica. Dar, na, cunoscându-mă cu Marin mai bine, el mi-a schimbat oarecum viziunile mele și chiar îi mulțumesc foarte mult. Dar nici acest stil nu este unul simplu, pentru că în timp ce cânti trebuie și să dansezi și să ai un contact vizual cu publicul. Cum îți reușește ție să faci aceste lucruri? Piesa mea, într-adevăr, este o piesă foarte ritmată și practic pauze între strofe, refren nu prea sunt și trebuie și în același timp să dansezi și să cânți și să comunici cu publicul și este foarte greu, trebuie să știi când să respiri, când să știi să stai locului, când să dansezi. Da, și este complicat. Am crezut că este un pic mai ușor acest gen de muzică, dacă sincer, dar nu, este adevărat, chiar este destul de greu. Deja l-am cântat la câteva evenimente și am de lucrat. Începând colaborarea cu un producător, aveți deja un plan bine stabilit sau urmează să îl faceți? Până când nu este bine stabilit, am lansat această piesă să vedem cum este primită și cum va merge și după care stabilim noi. Știm că studiezi la facultatea de jurnalism. Cum îmbini tu jurnalismul cu muzica și de ce ai ales anume această facultate? Eu am considerat că pot să fac atât jurnalismul cât și muzica. După cum vedeți, asta și fac. Și merg și la facultate zi de zi și după amiază fac și muzica sau weekend. Pentru mine și jurnalismul este o artă. Și se combină foarte frumos jurnalismul cu muzica. Vorbind de partea financiară, este costisitor să te lansezi în muzică în țara noastră? Dacă sincer, da, sunt cheltuieli. De fapt, cheltuielile astea mai ca să-mi creez o sală pentru filmări sau lumini, etc., astea sunt cheltuielile și cam costă. Nu costă oamenii atât de mult cât aceste cheltuieli, dacă sincer. Și da, cam trage la buzunar, dar dacă știi cum să te descurci, îți scoți. Pe tine cine te-a ajutat la acest capitol? Părinții. Da, tatăl meu și mama mea, ei sunt investitorii mei. Tatăl meu cred că ar face orice pentru aceasta. Am muncit foarte mult să ajung aici și datorită lor sunt aici și le mulțumesc foarte mult. Unde se vede Deana Stoica peste câțiva ani? Sper foarte mult să fiu lansată și în România, peste Prut, dar nu o să părăsesc totuși Moldova, nu știu, nu o să-mi uit începuturile, nu aș vrea să mă mut în altă parte cu traiul, vreau să mă lansez peste Prut, dar să rămân aici totuși. Noi îți urăm mult succes, iar la final o să te rog să ne transmiți un mesaj pentru tinerii care vor să facă muzică sau, în general, vor să facă ceva în țara noastră. Este foarte bine să te gândești cu ce muzică mergi mai departe, cu ce stil, pentru că am văzut că la noi nu sunt apreciate chiar toate și poți să faci ani în șir multe piese care nimeni nu le cunoaște. Trebuie să știi ce producător îți alege, ce text îți scrii sau îți scrie cineva, ce muzică, ce bagi acolo. Videoclipul la fel trebuie să fie ceva mai neobișnuit, nu ceva ordinar, iar în general cred că totuși ar trebui tinerii să-și urmeze visul, să nu asculte părerile din jur.